Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Ochelarii de soare sau de vedere fac parte din categoria accesoriilor foarte importante, deoarece nu sunt ca o simplă brățară, de exemplu, care arată bine pe orice mână ai pune-o. De aceea trebuie aleși cu mare grijă și există 3 criterii pe care trebuie să le iei în considerare, iar în videoclipul de astăzi vom vorbi despre acestea, astfel încât să alegi perechea perfectă pentru tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru la care trebuie să fii atent este forma ochelarilor, care trebuie să fie opusă formei feței tale. Și acum normal vine întrebarea, care e forma feței mele? Te voi ajuta și cu asta. Ai nevoie de o oglindă, un marker și o față, preferabil nu de prost. Ține oglinda la un braț distanță de fața ta, ai grijă să nu o scapi, pentru că eu am spart un an în trecut, mai am încă 6 ani de ghinion. Cu un ochi închis, desenează cu markerul conturul feței tale pe oglindă. Artă, nu-i așa? În caz că stremură mâna, pune oglinda pe masă ca să ai mai multă stabilitate. Forma nu trebuie să fie perfectă, trebuie doar să semene cu una dintre cele 3 forme existente, rotund, oval și pătrat. După ce ai terminat, șterge oglinda cu un șervețel umed ca să nu te certe maică ta. Acum că ai aflat ce formă are fața ta, e timpul să vedem ce ochelari ți se potrivesc. Pentru cei cu fața rotundă, se potrivesc ochelarii cu unghiuri drepte care să contrasteze rotunzimea. Dacă ai fața pătrată, îți trebuie niște ochelari rotunzi, fără unghiuri drepte. Iar dacă ai fața ovală, e bine, ești norocos și poți alege orice formă a ochelarilor dorești. În concluzie, dacă mandibula ta este coborâtă, lată și formează unghii drept, poartă ochelari rotunzi. Dacă e îngustă și fără unghiuri drepte, orientează-te către niște ochelari dreptunghiulari sau pătrați. Al doilea criteriu la care trebuie să fii atent sunt dimensiunile. Când vine vorba de dimensiuni, lateralele ramelor nu trebuie să depășească linia pomeților. Evită ochelarii aia gigantici care sunt la modă acum sau ochelarii de sudor, cum îi mai numesc eu. Ai grijă și la grosimea ramelor, dacă ai un cap mic, nu alege niște rame care să-ți acopere toată fața. Eu aș alege pentru ochelarii mei niște rame medii, adică nici foarte groase, dar nici foarte subțiri. De asemenea, ai grijă ca brațele ochelarilor să nu depășească cu mult urechea, iar puntea nazală să fie suficient de largă încât să stea pe nas, ajută dacă ai aceste pernițe. Și în final, al treilea criteriu la care trebuie să fii atent pentru atunci când îți alegi ochelarii este, bineînțeles, culoarea lor. Culoarea ramelor și a lentilelor trebuie să se potrivească cu culoarea hainelor pe care le porți în acel moment. Dacă porți haine cu nuanțe închise, ramele trebuie să fie de nuanță închisă, nu stridentă. Însă dacă ai o ținută colorată, poți alege de exemplu niște ochelari cu ramă de culoare aurie și lentile roșii, verzi, albastre și așa mai departe. Deci, dacă porți haine de culori închise, ochelarii trebuie să fie la fel. Dacă porți haine de culori deschise, ochelarii trebuie să fie la fel. Asta nu e o regulă, adică poți să porți și ochelari negri la haine de culori deschise, însă nu arată atât de bine. Eu ți-aș recomanda să cumperi prima dată niște ochelari cu rame negre, care se asortează mult mai ușor decât niște ochelari cu rame colorate. Și abia apoi să-ți faci toate nebuniile și poftele. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu! Pa, pa!